Din nou la știri, ultimele studii arată că până la 6 ani, 83% dintre copiii români au dinții afectați de carii, un procent alarmant și un motiv temeinic pentru care cel mic trebuie adus în cabinetul stomatologic de la o vârstă fragedă pentru o atentă monitorizare a evoluției dinților săi. De ce trebuie să țină cont părinții pentru a păstra sănătatea dinților celor mici, ne spune astăzi Irina Morariu, stomatolog pediatru. Bună dimineața, doamna doctor, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! De ce e important să-l ducem pe cel mic încă de foarte devreme la medicul stomatolog? În primul rând, vreau să spun că toate aceste informații pe care noi le aducem în emisiune sunt pentru părinți, ca ei să conștientizeze cât de importantă este educația medicală a copiilor. Noi vorbim astăzi despre educația dentară. Acum e un surplus de informații în media, dar cele mai corecte informații le iau totuși de la medicul dentist în urma unei vizite la cabinetul stomatologic. Când ar trebui să aibă loc prima vizită? Noi recomandăm prima vizită să aibă loc după erupția primului dinte, chiar dacă este un copil mic. Noi să putem aprecia dacă dintele a ieșit sănătos, corect, dar în primul rând să putem da sfaturi din timp părinților și cumva să-i pregătim pentru ceea ce va urma în dezvoltarea dentară a copilului lor. Cum să facă periajele, când, despre alimentație, despre ce obiceiuri are copilul. Chiar dacă pare ciudat să vii cu un copil de un an jumătate la clinică și crezi că el nu va reține nimic, să știți că dacă ei sunt aduși din timp într-un anumit mediu și în mod constant, ușor-ușor îl asimilează, se obișnuiesc cu medicul, cu cabinetul, văd că nu-i faci nimic rău și atunci, pe măsură ce crește, va veni mult mai încrezător la dentist. Ce riscuri apar atunci când amânăm tratamentul cariilor în cazul celor mici? Netratarea cariilor dentare. Acum vreau așa puțin să fac o diferențiere între dinții temporari și dinții permanenți. Dinții temporari se mineralizează înainte de naștere, în perioada prenatală, iar cei permanenți încep mineralizarea imediat după naștere și continuă formarea și evoluția în diferite stadii până la 12-13 ani. Dinții temporari sunt, pentru că în România există această idee, nu tratăm dinții temporari pentru că vor fi schimbați și atunci de ce să mai ducem copilul la dentist? Sunt tratați de sacrificiu. Sunt tratați de sacrificiu. Dar cum am spus, dinții temporari nu se schimbă toți odată. Ei stau în cavitatea orală până în jurul vârstei de 11-12 ani, depinde foarte mult de copil. Deci, el trebuie să se bucure de acești dinți toată această perioadă. Dinții au rol, în primul rând, în masticație, ne ajută să mâncăm, care e o funcție vitală, și mai ales în această perioadă de dezvoltare a copilului, când trebuie să asimileze toți nutrienții, să aibă o dezvoltare armonioasă. Dacă au carii netratate, ei nu mai pot să facă masticația cum trebuie. Ați făcut o diferențiere între dinții temporari și dinții permanenți. Există diferență din punct de vedere al tratamentelor stomatologice? Diferențe majore nu există. Principiile de tratament sunt asemănătoare, doar că dinții temporari și dinții permanenți tineri se cariază mult mai repede și sunt mult mai sensibili. Și ajung mult mai repede la complicații ale pulpei dentare, ale nervului, cum știe toată lumea, tocmai pentru că au structurile dure, smalțul și dentina, foarte slabe. Și atunci, astăzi, observăm un punct la nivelul dintelui și, cu surpriză, în 2-3 luni copilul are dureri sau chiar poate ajunge la un absces dentar. Și abcesele dentare, și aici vreau să insist, nu afectează doar dintele temporar. Dacă aceste abcese sunt netratate, în timp pot afecta dintele permanent, care, așa cum am spus, e în perioada lui de mineralizare sub dintele de lapte și când va ieși dintele permanent, poate să iasă cu o pată, cu o carie, deja un dinte sensibilizat și nu ne dorim asta. De asemenea, un absces dentar reprezintă un focar de infecție,
care afectează întreaga sănătate a copilului. Așa, ca să înțeleagă părinții, de exemplu, copiii care din nefericire au boli cardiace sau urmează să aibă o intervenție pe cord, unul din primele lucruri pe care le recomandă medicul cardiolog este să se facă asanarea cavității orale. Copilul să nu aibă carii și infecții la nivelul dinților, deoarece se poate produce o bacteriemie care merge în sânge și ajunge la toate organele. De ce este necesar ca medicul stomatolog pediatru să trateze copilul și nu un medic stomatolog pentru adulți? Pentru că noi ne dorim fiecare pacient să aibă parte de cel mai bun tratament și așa și cum adulții își aleg medicul pentru ei, copiii ar trebui să aibă un medic al lor care se ocupă doar cu tratarea copiilor, pentru că noi dezvoltăm anumite tehnici de gestionare a comportamentului, de ghidaj comportamental, de să observăm copilul, să știm cum se prezentăm lucrurile, deoarece copiii au temeri legate de foarte multe lucruri, nu neapărat de durerea dentară, așa cum percepem noi mersul la dentist. Sau de miros, cum aveam noi în copilărie. Acum nu mai miroase așa. Acum nu mai miroase așa, decât rare ori. Și sperăm noi că avem mai multă răbdare, mai multă empatie și știm cum să-i abordăm. În comunitatea mamelor tinere se vorbește despre demineralizarea dinților, despre acele pete de demineralizare și, desigur, despre caria de biberon. Este un mit sau există așa ceva, e o legătură între cele două? Nu se mai folosește termenul de carie de biberon, tocmai pentru că se face o confuzie. Biberonul propriu-zis nu produce carii, doar lichidele, deci și sunt factori favorizanți, de fapt. Se vorbește despre caria precoce a copilăriei, deci orice copil care are mai mult de 4-5 carii până în vârsta de 6 ani, se consideră că are această carie precoce a copilăriei. Demineralizările nu sunt altceva decât prima fază a unei carii. Dar și pentru aceste demineralizări sau pete albe, cum le observă la nivelul dinților, trebuie să vină la o diagnosticare în cabinet, pentru că poate să fie hipomineralizare, adică dintele așa a ieșit. Trebuie să vedem de ce. Ele pot fi monitorizate, câteodată pot fi păstrate fix în stadiul de demineralizare, adică să le oprim evoluția, dar etiologia cariei, de ce apare caria, factorii sunt multipli. Genetica, noi ce putem, e foarte importantă, noi ce putem influența este igiena și alimentația. De când ar trebui să înceapă părinții să lucreze la igiena copilului mic? De la primul dinte, pentru că odată cu primul dinte apar și bacteriile care sunt responsabile de apariția cariilor. Deci dacă dintele acela mic care apare trebuie ușor periat. Mândria familiei. Da. De la vârste foarte fragede, nu știu, în jur de 6 luni, să spunem, o medie, a apărut primul dințișor. Atunci mamele se roagă seara ca copilul să adoarmă cu laptele de la biberon. Ce facem după aceea să igienizăm gurița copilului înainte de somn? Da, ar fi foarte bine. Acum la 6 luni o igienă a cavității orale cu comprese, nu neapărat un periaj extrem de riguros, nici nu poți să-l faci foarte bine, dar după ce are 4 dinți sus, 4 dinți jos, trebuie folosită o periuță dentară cu pastă de dinți într-o cantitate extrem de mică. Sunt paste de dinți speciale pentru copii? Sunt paste de dinți pentru fiecare grupă de vârstă, dar se recomandă pasta de dinți să conțină flor, dar ca la orice medicament pe care îl folosești la copii, contează doza și cantitatea. Medicamentele nu sunt diferite pentru copii și pentru adulți, noi doar le dozăm pentru copii. Și atunci cantitatea de pastă de dinți trebuie să fie mică. Vom atinge și un subiect sensibil, desigur, pentru toți părinții. Cum ar trebui tratată problema dulciurilor pentru păstrarea sănătății cavității bucale? În primul rând, până la vârsta de 2-3 ani, până când copilul intră în comunitate, părintele poate controla mult mai bine alimentația copilului. Copilul nu știe de gustul de dulce, dacă nu i-ai dat, nu știe, deci nu cere, nu-i place.
și putem să educăm gustul. Bineînțeles că dulcele, nu cred că există cineva căruia să nu-i placă să mănânce ceva dulce, dar trebuie controlat. Este benzina bacteriilor, cum zic eu. Practic, cu cât copilul mănâncă mai mult dulce și mai des, cu atât crește riscul apariției cariilor. Este un factor favorizant. Pe scurt, cu cât mai târziu, cu atât mai bine. Cu atât mai târziu, cu atât mai bine, da. Asta măcar înainte de și de preferat o dată pe zi, nu mai puțin și mai des. Mai bine o dată, mai mult. Și o igienizare imediat după aceea sau păstrăm periajul de seară? Păstrăm periajul de seară. Acum nu este neapărat după ce mănâncă o prăjitură să mergem la baie să se spele pe dinți, pentru că și saliva din cavitatea orală are factor de rol de protecție, reușește să creeze niște sisteme tampon, astfel încât să scadă riscul apariției cariilor. Sunt și alte alimente care favorizează apariția cariilor? Păi, în general, alimentele procesate, dar tot din cauza zahărului, pentru că și acestea conțin acel zahăr ascuns. Noi recomandăm copilul să mestece și alimente dure, fructe, legume, să folosească dinții, să muște, să mestece, pentru că în acest fel se creează și o autocurățire a acestora și dezvoltă armonios arcadele dentare și antrenează mușchii. Sunt, de exemplu, copii care mănâncă o perioadă lungă de timp pasat, doar alimente date prin blender și le țin și foarte mult timp în gură. Nu, copilul trebuie să realizeze o masticație încet, dar nu foarte încet. Nu trebuie să țină mâncarea foarte mult în gură, pentru că și acest lucru crește riscul apariției cariilor. Pentru părinții care spun că copiilor nu ar avea răbdare, că nu ar sta la un consult stomatologic, e aceasta o scuză? Ce mesaj ați avea pentru ei? În primul rând, dacă nu l-au dus niciodată la dentist, nu știu acest lucru. Nu este. Noi recomandăm să vină, indiferent dacă este un copil anxios sau timid sau, dimpotrivă, foarte prietenos. Noi avem vizite de acomodare. Vreau să spun că prima vizită, consultația, practic este o ședință de a ne cunoaște. Copilul pe mine, părintele pe mine, eu pe copil și pe părinte, să stabilim o relație de încredere. Deci e important de spus că lucrurile s-au schimbat și că mai sunt așa cum ni le aducem noi aminte în copilărie, în care hai stai cu minte, așa stă pe scaun că doamna doctor are treabă, că urmează imediat următoarea programare și trebuie să stai nemișcat. Noi acordăm timp fiecărui pacient care vine la prima vizită și după aceea. Dar pe de altă parte, dacă eviți să vii la dentist pentru că ai un copil care nu cooperează și vii cu el în urgență că până la urmă a făcut o carie și are durere, este mult mai rău. E mult mai ușor să lucrezi cu un copil, chiar dacă este necooperant, într-un proces nu are, nimic. Și atunci tu cunoști copilul, afli care sunt temerile lui, dacă este extrem de anxios, se pot face ședințe cu medicul psiholog. Trebuie să găsim ce îl motivează pe acel copil să stea pe scaun și ce îl sperie și de ce nu vrea. Dacă nu identificăm frica lui, e foarte greu de lucrat cu el atunci când vine cu o durere care chiar trebuie rezolvată. Ce se întâmplă când un copil se prezintă la cabinet nu cu o carie, ci cu mai multe, tocmai din cauza faptului că părinții au tot amânat vizitele la stomatolog? De fapt, da, asta este consecința faptului că amân vizitele la dentist. Tratamentele din eventuale tratamente mai simple devin tratamente din ce în ce mai complicate și este greu pentru un copil să reziste la, nu știu, 5 carii profunde, eventual cu tratament de canal sau extracții, și atunci el trebuie ajutat tocmai să nu dezvolte o frică față de dentist și el să devină un pacient căruia să-i placă să meargă la dentist, pentru că noi vom avea nevoie de dentist toată viața. Și e păcat să periclităm această relație pe care trebuie să o aibă cu medicul dentist.
Și dacă nici ședințele de acomodare și nici medicul psiholog nu reușesc să îl facă să treacă peste această frică, se recomandă eventuale ședințe cu inhalosedare. Spuneți de cazuri de tratamente complexe, ați dat un exemplu, cu 5 carii, cu tratament de canal. În practica de la cabinet întâlniți des astfel de cazuri? Foarte des, da. Din ce în ce mai des, din păcate, și la vârste din ce în ce mai mici. Da. Care e vârsta medie la care un copil se prezintă la stomatolog cu probleme atât de profunde? În principal, dacă nu au avut o carie de foarte mici și afectează absolut toți dinții, marea majoritate a copiilor apar cu carii profunde în jurul vârstei de 4 ani jumate, 5 ani jumătate. De ce? Pentru că se corelează cumva cu erupția dinților permanenți. Practic, dinții permanenți ies în gură la vârsta de 6 ani, dar până atunci au o erupție intraosoasă care modifică puțin situația în gură. Dacă până la vârsta de 5 ani copilul a avut niște spații între dinți, dacă a observat părinții, aceste spații în dreptul măselelor se vor restrânge pentru că împinge măseaua permanentă din spate. Și atunci fac niște carii interdentare, destul de greu de diagnosticat acasă, și specific dinților temporari este că nervul este superficial în zona interdentară. Deci în zona interdentară putem avea o carie cu complicații pulpare destul de repede. Și de obicei se fac 8, pentru că atâtea măsele sunt. Și sunt destul de multe tratamente, da, pentru un copil la o vârstă atât de mică. Ați pomenit despre inhalosedare în cazul tratamentelor mai complexe și, desigur, poate că la prima vedere e un tratament, un termen care poate provoca o reticență în cazul părinților. E periculoasă inhalosedarea? Nu este vorba... inhalosedarea, în primul rând, este recomandată de către medicul care a văzut deja copilul, să știm dacă e un copil care se pretează la inhalosedare. Dar ce este inhalosedarea, un pic așa să prezint, este o sedare conștientă, deci nu este o anestezie. Este o metodă de sedare conștientă și se folosește pentru a reduce anxietatea copilului. Ea se folosește de peste 100 de ani, nu doar în stomatologie, și în alte ramuri ale medicinei. Și cum funcționează? Practic, există acest gaz, protoxidul de azot, care este un gaz non-toxic și care funcționează pe inspirație, da? Copilul respiră printr-un năsuc care se pune la nivelul, printr-o mască care se pune la nivelul nasului. Protoxidul de azot nu are afinitate pentru alte țesuturi, deci practic acționează doar la nivel nervos. Îi dă o stare de bine, nu se metabolizează în ficat și se elimină prin plămâni, da? Deci nu prin rinichi. Și la finalul ședinței de inhalosedare copilul va inspira 5 minute doar oxigen pentru a spăla circuitul și el va reveni la starea lui inițială. Această metodă cu inhalosedare este recomandată de toate asociațiile de pediatrie din lume și de Asociația Europeană de Stomatologie Pediatrică și de cea americană, cu condiția ca medicul care face inhalosedarea să aibă pregătire în acest domeniu, să aibă o competență, o certificare. Dar în ce cazuri se recomandă? În general, în cazul unui copil anxios, care, cum am spus, are multe tratamente dentare, la un moment dat, el, dacă nu va fi ajutat, va apărea o oboseală în a tot veni la dentist și a face încă un dinte și încă un dinte până la 8 dinți sau câte carii are. Și atunci să previi traumatizarea lui, să previi frica de dentist, de fapt, îl ajuți cu această inhalosedare. De asemenea, o folosim și la copiii care au trecut deja prin experiențe neplăcute,
pentru că dacă el va mai trece încă o dată pentru o experiență neplăcută, șansele să mai revină pe scaunul stomatologic sunt minime. Există o vârstă minimă de la care se poate face inhalosedare? Vârsta minimă este vârsta la care copilul cooperează. Îți răspunde, știe să spună ce simte, undeva în jurul vârstei de 3 ani jumate, 4 ani, dar depinde de copii. Contraindicații nu are, trebuie să are câteva contraindicații relative, bolile pulmonare obstructive cronice, copiii care au claustrofobie, și boli generale, dar noi avem un chestionar în care rugăm părinții să bifeze în mod corect toate afecțiunile copilului, să știm dacă se pretează la această inhalosedare. Doamna doctor, citeam un studiu potrivit căruia până la vârsta de 6 ani 83% dintre copiii români au dinții afectați de carii. Un procent foarte, foarte mare. Ce ar trebui să știe părinții pentru a reuși pe termen lung să reducem acest procent? Păi, părinții ar trebui, și nu numai copiii români, este o problemă la nivel internațional, apariția cariei dentare până la vârsta de 6 ani. Este importantă educația, igiena și formarea obiceiurilor din copilărie. Copiii trebuie să intre într-o rutină, să facă anumite lucruri pentru că trebuie făcute. Sănătatea dentară se învață de acasă? În primul rând, da. Educația se face acasă, medicii pot veni cu sfaturi pentru părinți, pot corecta anumite idei sau preconcepții, dar educația se face de acasă și exemplul părinților este cel mai important. Pentru că dacă un copil te vede că te speli pe dinți, se spală și el, la fel ca și cu tableta și cu telefonul. Ei încearcă să imite comportamentul părinților, cel puțin în primii ani de viață. După aceea urmează perioada adolescenței, când doresc să devină independenți, și am observat că un lucru pe care îl fac așa ca o frondă e că nu mai vor să se spele pe dinți. Li se Serios? Pare că e un mod în care și ei își arată independența. Deci opoziția față de spălatul pe dinți, exact, nu e la vârstele cele da. Mai fragede, e spre adolescență. Da. Mulțumim foarte mult, Irina Morariu, stomatolog pediatru. Mulțumim foarte mult, cu siguranță părinții au ținut cont de sfaturile dumneavoastră. Atât, doamnelor și domnilor, de la această oră. Vin știri.